Noul centru spa din Băile Olănești, deschis anul trecut, realizat pe fonduri europene, a devenit neîncăpător pentru turiștii care au vizitat stațiunea. Tobogane cu apă, piscine de not și cu jeturi de apă, saune, hidroterapie, tratamente estetice, toate au fost puse la dispoziția turiștilor pentru petrecerea unor clipe de neuitat în mini-vacanță. La orele prânzului erau deja ocupate toate locurile. Chiar dacă spun că în stațiune e loc de mai bine, turiștii sunt mulțumiți de condițiile de la centrul wellness și spun că au de gând să revină și cu prilejul sărbătorilor de iarnă. E super! Ați mai fost? Da, anul trecut. De unde sunteți? Din București. Bine, cum să fie? Ce vă place cel mai tare? Ce-mi place aici? E frumos, e cald. Pentru asta ați ales Olăneștiul pentru spa? Da. Ce-ți place cel mai tare aici? Toboganele de aici. Te-ai dat de multe ori? Da. Te mai dai? Da. Minunat. Amintiți de copilărie? E mult mai frumos acum decât atunci. Stațiunea Băile Olănești este cunoscută mai mult pentru tratament, deci tineretul nu prea avea ce activități să aibă în Băile Olănești până a apărut centrul spa. Ați văzut ce le place mai mult la oameni la spa? Păi sunt clienți care caută relaxarea și preferă zona termarium sau sunt clienți care preferă piscinele și vin doar pentru distracție. Pentru accesul la centrul spa de la Olănești, o familie formată din doi adulți și un copil plătește pe zi 110 lei în cursul săptămânii și 135 de lei în weekend și în timpul sărbătorilor legale.